Și vin avertizări meteo de fenomene extreme. Specialiștii au emis două avertizări mai exact, una pe zona montană pe Furtun și Vijeli, cea de-a doua pe restul județului Gorj pe Caniculă. Se anunță așadar furtuni violente, dar și temperaturi sufocante. Mai multe detalii despre avertizările meteorologilor ne aduce chiar acum colega mea, Alina Dodenciu. Alina, bun găsit, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Meteorologii au emis marți două avertizări meteo. Una vizează un cod galben de instabilitate atmosferică și vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină, iar cea de-a doua se referă la caniculă. În intervalul de valabilitate 1 septembrie-2 septembrie, ora 10, ora 3, se anunță la început în Banat Crișana, apoi în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Muntenia, perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se vor manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metru pătrat și pe arii restânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Totodată, în intervalul de valabilitate 1-2 septembrie, ora 10, ora 3, se anunță în regiunile sudice și estice disconfortul termic accentuat de caniculă. În intervalul menționat în regiunile sudice și estice, disconfortul termic va fi accentuat și va fi Caniculă. Indicele de temperatură umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi de 33-36 de grade și izolat 37-38 de grade în lunga Dunării.